Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint principalul buletin de știri al zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Forța fermierilor amenință cu proteste dacă guvernul nu va decide asupra interzicerii temporare a importurilor de cereale din Ucraina. Problema a fost discutată la Chișinău cu oficialii ucraineni. Un nou protest a avut loc duminica trecută în capitală. Ce acțiuni de viitor vor întreprinde organizatorii și cum au reacționat autoritățile? Vă spunem la știri. Primarul de Chișinău a făcut publice presupuse scurgeri din PAS legate de organizarea adunării naționale din 21 mai. Ce spun cei din PAS, vedeți în subiect. Controle inopinate la benzinării cu o mașină capcană. La asta au recurs inspectorii după ce au primit plângeri de la șoferi că ar fi mințiți la pompă. Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste în toată țara dacă săptămâna aceasta guvernul nu va decide asupra interzicerii temporare a importurilor de cereale din Ucraina, după modelul Uniunii Europene. Organizația cere de asemenea autorităților să găsească mijloace financiare ca să compenseze agricultorilor pierderile cauzate de micșorarea prețurilor la producția agricolă, precum și realizarea celorlalte promisiuni asumate anterior în fața fermierilor. Ministerul Agriculturii a negat acuzațiile și a subliniat că face tot posibilul pentru a sprijini agricultorii, iar o interdicție temporară a importului de materie primă agricole va fi introdusă după ce UE va lua această decizie. Asociația Forța Fermierilor reiterează că marea majoritate a fermierilor mici și mijlocii din Moldova se află în pragul falimentului și în mare parte acest lucru se întâmplă din cauza prăbușirii vertiginoase a prețurilor la materia primă agricolă din ultimul an sub presiunea producției din Ucraina, se arată în mesajul transmis de asociație. Organizația afirmă că agricultorii au înregistrat în această perioadă pierderi de cel puțin 2 miliarde de lei la vânzarea grâului, porumbului, a semințelor de floarea soarelui și a arapiței. Ei se referă la scăderea prețului pentru un kilogram de grâu la 2 lei și 80 de bani, pe când prețul de cost este de circa 5 lei. Din spusele fermierilor, cea mai dramatică diminuare a tarifelor se atestă la floarea soarelui, minus 3,54 lei per kilogram. Acum producția se vinde sub 7 lei per kilogram, având prețul de cost al unui kilogram aproximativ 10 lei, susține organizația de profil. În acest sens, Asociația Forța Fermierilor acuză autoritățile că ar întârzia cu adoptarea măsurilor care să-i protejeze și cere aprobarea în această săptămână de către guvern a hotărârii privind interzicerea temporară după modelul UE a importurilor de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță din Ucraina. Insistăm ca în cei mai proximi termeni să fie identificate mijloacele financiare pentru compensarea pierderilor din cauza micșorării catastrofale a prețurilor la producția agricolă, precum și realizarea celorlalte promisiuni asumate anterior în fața fermierilor. În caz contrar, este foarte probabil că toată țara va fi cuprinsă de protestele agricultorilor, se mai arată în mesaj. Ministerul Agriculturii a negat acuzațiile de amânare a deciziilor privind protecția producătorilor agricoli. Secretarul de stat Vasile Șarban a remarcat că instituția menține permanent legătura cu agricultorii moldoveni și structurile UE. Noi nu întindem nicio decizie. Acum nici Uniunea Europeană încă nu a luat o decizie în sensul respectiv. Doar două țări au luat așa decizie, că să fie doar tranzitul, să fie cu urmăriri cu trecher. Noi o să luăm și noi decizii de îndată ce ia Uniunea Europeană. Deci despre ajutorul financiar, noi am transmis scrisoarea încă în luna ianuarie către Uniunea Europeană. Nu avem un răspuns în sensul respectiv. Și eu nu știu când și cum vor veni banii ăștia. E clar că noi depunem toate eforturile ca să obținem și noi ceva ajutoare din partea Uniunii Europene. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii a precizat că decizia privind interdicția nu va fi luată de guvern, ci de către Comisia pentru Situații Excepționale. De menționat că anterior, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a anunțat intenția Republicii Moldova de a interzice temporar importul de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui din Ucraina, dar în același timp a subliniat că tranzitul acestor produse prin țara noastră va fi asigurat. Ucraina va interzice importurile din Republica Moldova dacă autoritățile din Chișinău, urmând exemplul țărilor UE, vor restricționa importul de cereale și oleaginoase din țara vecină. Declarația aparține viceministrului Dezvoltării Economice, Comerțului și Agriculturii din Ucraina, Taras Kachka, într-un interviu pentru portalul Evropeiska Pravda. Kachka a catalogat decizia Chișinăului drept un gest foarte neprietenos și a spus că restricțiile pentru importul produselor moldovenești au fost deja agreate și sunt pregătite
pentru a fi impuse. Potrivit viceministrului dezvoltării economice, comerțului și agriculturii din Ucraina, Taras Kasica, guvernul de la Kiev a comunicat Chișinăului că orice restricție din partea Moldovei va fi considerată drept un gest foarte neprietenos și va atrage după sine interzicerea imediată a tuturor importurilor din Moldova. Taras Kasica mai spune că astfel de interdicții au fost deja agreate și sunt la etapa de pregătire pentru a fi aplicate. Postul nostru de televiziune a solicitat o reacție de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Moldovei, Daniela Turculeț, însă aceasta nu ne-a răspuns. La sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova a comunicat că în cadrul întrevederii cu omologul său ucrainean Nicolae Skolski, ministrul Vladimir Bolea a anunțat partea ucraineană despre intenția Chișinăului de a se alătura deciziei Uniunii Europene privind interdicția temporară a importului de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui din Ucraina. Cantitatea de cereale autohtone din depozite este mare, fapt ce pune presiuni pe fermieri. Aceștia sunt îngrijorați că nu vor dispune de spații pentru o nouă recoltă. În același timp, tendința de export a cerealelor autohtone are o dinamică descendentă, cheltuielile de logistică au crescut și prețurile la bursele internaționale s-au prăbușit. Fermierii noștri au nevoie să-și valorifice stocurile de cereale și să se pregătească de noul sezon agricol, a declarat ministrul Agriculturii. Vladimir Bolea a mai menționat că tranzitul cerealelor și semințelor oleaginoase din Ucraina pe teritoriul Moldovei nu va fi restricționat. La rândul său, Nicolae Solski și-a exprimat dezacordul față de acțiunile Chișinăului și a declarat că nu înțelege temeiurile unei astfel de decizii, întrucât Ucraina nu exportă aceste culturi în Republica Moldova, se arată într-un mesaj postat pe site-ul Ministerului Ucrainean. Amintim că restricții la importul grâului ucrainean au introdus 5 țări ale Uniunii Europene, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria și Slovacia. Acestea și-au justificat acțiunile prin faptul că importul de produse agricole din Ucraina provoacă grave denaturări ale pieței și dăunează producătorilor agricoli din UE, în special în statele membre care se învecinează cu Ucraina sau aflate în apropierea acesteia. În data de 2 mai, Comisia Europeană a impus restricții la importul a 4 produse agricole din Ucraina: grâu, porumb, semințe de rapiță și semințe de floarea soarelui. Aceste măsuri sunt necesare având în vedere circumstanțele logistice excepționale cu care se confruntă 5 state membre ale UE, se menționează într-un comunicat al Comisiei Europene. Tiraspolul cere Federației Ruse să suplimenteze numărul pacificatorilor din cauza riscurilor la adresa securității de regiune. Declarația a fost făcută de reprezentantul regiunii transnistrene la Moscova, Leonid Manakov, în cadrul unui interviu pentru RIA Novosti. Acesta a menționat că numărul de soldați poate fi majorat și din contul rușilor care locuiesc în regiunea din stânga Nistrului. Kremlinul nu a reacționat deocamdată la solicitarea Tiraspolului. Reprezentantul regiunii transnistrene în Federația Rusă, Leonid Manakov, cere un număr mai mare de pacificatori ruși. Potrivit acestuia, acum în zona de securitate se află aproximativ 450 de militari. Statele de personal stabilite prin actele Comisiei Unificate de Control prevăd 3100 de persoane. Există opțiunea de a majora numărul de pacificatori și aceasta este justificată din punctul de vedere al riscurilor de securitate, inclusiv a amenințării teroriste, și în același timp este justificată din punct de vedere juridic prin documentele adoptate în cadrul activității Cook, a spus reprezentantul Tiraspolului pentru RIA Novosti. Reacția Biroului Politic de Reintegrare a fost una categorică. În primul rând, trebuie clarificată întrebarea referitor la statutul așa numitei reprezentanțe din numele căreia se prezintă domnul Manakov. De mai bine de 4 ani, Chișinăul așteaptă asemenea clarificări. În al doilea rând, referitor la mecanismul de pacificare, se pot expune părțile semnatare ale acordului din 21 iulie 1992 și nici de cum persoane ce nu au nicio atribuție cu acest mecanism.
Iar Rusia susține că încă nu are un răspuns pentru autoritățile din stânga Nistrului. Deocamdată nu, de aceea nu avem ce spune, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Dmitri Peskov, citat de RIA Novosti. Amintim că săptămâna trecută, presa rusă, citând surse, a scris că în perioada 9-15 mai, un grup de militari ucraineni se va îndrepta în direcția Tiraspolului. O parte dintre ei va ataca militarii ruși din regiune pentru a sustrage atenția acestora, iar ceilalți vor încerca să preia controlul asupra depozitelor de muniții din Kobani. Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a precizat că Ucraina nu va lua nicio măsură împotriva regiunii transnistrene, chiar dacă aceasta prezintă un risc pentru țara vecină. La rândul său, reprezentantul părții transnistrene în Comisia Unificată de Control, Oleg Beliakov, a declarat că administrația de la Tiraspol nu dispune de informații despre posibile provocări în regiune. Și așa a zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus că deocamdată situația în zona de securitate este relativ stabilă și sub control. De asemenea, autoritățile moldovenești au declarat în repetate rânduri că, conform informațiilor lor, situația în regiunea Malului Stâng este calmă. Șeful Direcției Sănătate Boris Gâlca ar fi fost filat timp de un an și jumătate. Afirmațiile aparțin primarului capitalei Ion Ceban și au fost făcute în cadrul ședinței de luni a serviciilor municipale. Potrivit edilului, una dintre șefele Centrului de Plasament din sectorul Rișcani, Irina Certan, ar fi fost impusă să depună mărturii. El a reiterat că aceasta va fi demisă, iar lui Gâlca i s-a solicitat să își retragă cererea de demisie pe care acesta a depus-o anterior. La solicitarea Orizont TV, Centrul Național Anticorupție a respins acuzațiile lui Ceban. Ofițerul de presă al instituției, Angela Cibotaru Starinski, ne-a comunicat că dosarul pe numele lui Boris Gâlca a fost pornit în luna februarie anului curent. Am încercat să obținem un comentariu și de la șefa Centrului de Plasament, Irina Cernat, dar aceasta nu a răspuns la apelurile noastre. Amintim că șeful Direcției Sănătate din cadrul primăriei Chișinău a fost reținut săptămâna trecută de către CNA, apoi eliberat din izolator. Oficialul este bănuit că ar fi sustras bunuri donate refugiaților, iar CNA anunța anterior că în locuința sa au fost găsite produse alimentare și tehnică provenite din aceste acțiuni. Gâlcă nu a comentat deocamdată ceea ce îi se întâmplă. Transport blocat prin raioane, rețineri și persoane care nu au putut să participe la protestul antiguvernamental. Așa s-a desfășurat duminica trecută o nouă acțiune organizată de Mișcarea pentru Popor. Aproximativ 25.000 de manifestanți au fost împiedicați să ajungă la acțiunea de rezistență națională, au declarat organizatorii. Oamenii s-au plâns de prețurile mari și sărăcie, cerând demisia guvernării și alegeri anticipate. Poliția susține că a reținut 27 de persoane cu comportament suspect. De cealaltă parte, guvernarea declară că instituțiile statului vor lucra pentru a menține ordinea în țară. De dimineață, reprezentanții ai Mișcării pentru Popor au anunțat că oamenii legii au intimidat șoferii și au împiedicat oamenii din Briceni, Glodeni, Ungheni, Sângerei, Basarabeasca și Florești să ajungă la destinație, iar la unele autobuze au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare. Ba că nu era acel resor, ba că nu era acel tub, este un dezmăț. Din orașul nostru doar noi am venit. Celelalte patru autobuze au fost întoarse înapoi. La Criulen, de exemplu, oamenii au pornit pe jos spre capitală. Jos Maiesandu! Jos Maiesandu! Jos Maiesandu! Aproximativ 25.000 de oameni au fost împiedicați să ajungă la acțiunea de rezistență națională, a anunțat Mișcarea pentru Popor. Cei ajunși la Chișinău au pornit într-un marș zgomotos spre Parlament, o parte din bulevardul Ștefan cel Mare fiind blocat pentru transport. Manifestanții au bătut la tobe și au ținut în mâini drapele galbene pe care ulterior le-au călcat în picioare. La 21 mai și 1 iunie. Oamenii s-au plâns din nou de prețurile mari, pensiile indexate la jumătate și sărăcie, cerând demisia guvernului și alegeri anticipate. Eu cu pensia mea nu-mi pot permite să achit serviciile. Este imposibil să-ți cumperi medicamente. La farmacii sunt niște prețuri nebune. Nora mea are trei copii, unul dintre ei cu probleme de sănătate. Ea nu lucrează și pentru trei luni a venit factura cu 16.000 de lei pentru gaze.
Ea așteaptă să-i fie tăiat gazul. Ce să facă? Ieșiți aici și întrebați poporul ce vrea și veți auzi părerea univocă a oamenilor care vor ca voi să plecați de la putere. Sunt sigur că poliția care a împiedicat cetățenii țării noastre să ajungă încoace în data de 21 mai îi va păzi și va avea grijă ca ei să ajungă. Organizatorii au anunțat că președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a fost reținut pentru a fi împiedicat să ajungă în centrul capitalei, dar apoi a fost eliberat. Participanții au adoptat o rezoluție în care spun că vor veni la adunarea națională din 21 mai, anunțată de Maia Sandu, pentru a protesta față de abuzurile comise de către guvernare. De asemenea, ei condamnă organizarea summitului european din 1 iunie și declară că intenționează să blocheze circulația rutieră pe mai multe artere, pentru a se face auziți de către demnitarii străini. Manifestanții au ocupat o bandă de circulație, iar transportul public a fost redirecționat pe alte artere. Și de această dată, câteva persoane au organizat un contraprotest la care au declarat că susțin guvernarea PAS. Eu sunt țara mea, Moldova, și la mine în țară e totul bine. Noi nu avem nevoie de ajutorul la nimeni. Noi trăim bine, noi suntem în pace și liniște, noi avem președintele ales de popor, legitim. Potrivit poliției, 27 de persoane cu comportament suspect au fost conduse la inspectorate. 4 dintre acestea ar fi declarat că au venit la întrunire pentru a fi remunerate, iar la unele au fost găsite substanțe inflamabile cu care protestatarii intenționau să incendieze anumite obiecte. O practică care este deja aici întâlnită des la aceste întruniri este legat de faptul că sunt antrenați minori, ceea ce este interzis prin lege. Alte aspecte, bineînțeles, că au fost expuse publicului, este regretabil că sunt găsite obiecte interzise și asta s-a văzut. Intențiile care au fost cu inflamabile, intențiile care au fost cu alte obiecte cuțite sau alte obiecte interzise, așa ceva nu este admis la un protest. Într-o reacție la protest și la declarațiile participanților, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris că această grupare criminală și susținătoare a războiului încearcă să folosească momentele de importanță istorică pentru Republica Moldova pentru a destabiliza situația în țară. Aceste acțiuni arată disperarea acestor hoți. Instituțiile statului vor lucra pentru a menține ordinea în țară și se vor asigura că ambele evenimente decurg în siguranță pentru cetățenii noștri și oaspeții țării. Președinția a refuzat să comenteze protestul. Anterior, președintele Maia Sandu a declarat că fiecare persoană are dreptul la întrunire și libertatea de exprimare. Mișcarea pentru popor a organizat mai multe proteste în capitală, cerând, printre altele, să plătească facturile pentru 3 luni de iarnă. Proiect avizat negativ de către guvern, menționându-se că nu sunt bani pentru asta. Ce ține de scumpire, autoritățile au declarat că acestea sunt generate de criza din regiune, provocată odată cu războiul din Ucraina. Mai multe percheziții au avut loc duminică la șefii organizațiilor teritoriale din Găgăuzia și conducerea staffului electoral al candidatei partidului Șor la funcție de bașcan într-un dosar de corupere a alegătorilor. Potrivit oamenilor legii, nicio persoană nu a fost reținută în reacție. Partidul Șor susține că perchezițiile organizate cu doar o săptămână înainte de alegeri este un dezmăț care întrece toate limitele juridice și morale. Potrivit unui comunicat al CNA, din martie și până în prezent, concurentul electoral Evgenie Aguțul, candidatul partidului Șor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, precum și grupul său de inițiativă, ar fi acceptat cu bună știință mijloace financiare din partea unui grup criminal organizat, care ar fi fost și sunt utilizate pentru remunerarea ilicită a activiștilor implicați în campania electorală de alegere a bașcanului Găgăuziei, precum și pentru determinarea alegătorilor să voteze pentru candidatul formațiunii. Din probatoriul administrat s-a stabilit că pentru determinarea unui număr de 30 de alegători de a vota candidatura partidului Șor, fiecare activist era remunerat cu 15.000 de lei. În scopul documentării acțiunilor ilegale ale persoanelor implicate, au fost autorizate o serie de măsuri speciale de investigații în cadrul cărora a fost stabilit că reprezentanții staffului electoral al candidatei partidului Șor ar fi comis încălcări ale legislației
agitației electorale, precum transportarea organizată contra plata a legăturilor la secțiile de votare, plasarea afișajului electoral în locuri nepermise, dar și acceptarea unor mijloace bănești, despre care se presupune că au fost primite de la grupul criminal organizat și nu au fost declarate la CEC, se menționează în comunicatul emis de CNA. În notă se mai spune că au fost autorizate percheziții la domicilii, auto și oficiile formațiunii Comrad și Vulcănești, care au vizat 10 persoane. În urma acestora au fost ridicate liste și înscrisuri cu informații despre persoane și mijloacele financiare achitate, numerar, telefoane mobile și alți purtători de informații. Ulterior, poliția a publicat interceptările audio din dosar, dar și video din timpul perchezițiilor. În reacție, Partidul Șor declară că aceste înregistrări sunt false, trucate intenționat pentru a denigra candidatul formațiunii, care a obținut cele mai multe voturi în primul tur de scrutin, iar acum merge sigur spre victoria finală în turul 2. Condamnăm ferm acest scenariu ilegal de atac abuziv la adresa echipei noastre din Găgăuzia cu scopul de a păta imaginea candidatului cu cele mai mari șanse de a obține funcția de bașcan al Găgăuziei. Înțelegem frica regimului Sandu Pas. Victoria Evgheniei Guțul va însemna o nouă lovitură dură pentru cei care au capturat Republica Moldova, pentru că noi vom demonstra că promisiunile de a transforma Găgăuzia în plai de vis vor deveni rapid realitate. Mai mult, președintele partidului Șor, Ilan Șor, a făcut un apel către ambasadorii Turciei, Federației Ruse și Chinei în Republica Moldova să atragă atenția și să se expună față de abuzurile guvernării în contextul alegerilor din Găgăuzia. Deocamdată, diplomații nu au reacționat la apelul lui Șor. Deputatul formațiunii, Regina Apostolova, declară că reținerile au loc la indicația guvernării, pentru că echipa partidului Șor a demonstrat în raionul Orhei, în orașul Taraclia, dar și în alte localități din Republica Moldova, că lucrurile se pot schimba în bine. Партию Шор хотят просто задушить. Это оппозиционная партия, партия, которая делает много для людей, но при этом критикует существующую власть. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează declarațiile partidului Șor. Reprezentanții președinției nu ne-au răspuns pentru un comentariu, iar purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski, ne-a spus că instituția respinge acuzațiile. Anterior, atât șeful statului, cât și partidul de guvernare a exclus orice imixtiune în actul de justiție, precizând că organele de drept sunt cele care trebuie să-și facă treaba. Amintim că în toamna anului trecut, Centrul Național Anticorupție a deschis un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidului Șor. Formațiunea politică neagă categoric aceste acuzații. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a publicat pe rețelele de socializare un presupus plan al Partidului Acțiune și Solidaritate de organizare a adunării naționale în sprijinul parcursului european Moldova Europeană din 21 mai. În document este indicat numărul de persoane care ar trebui aduse la Chișinău din raioane, precum și sumele alocate pentru transportarea acestora. Ceban solicită Procuraturii Centrului Anticorupție și Comisiei Electorale Centrale să investigheze din ce surse sunt rezervați banii și să se pronunțe în acest caz. La rândul său, PAS a declarat că primarul general al Chișinăului încearcă să distragă atenția de la scandalurile de corupție din primărie. Mobilizare 21 mai este titlul unuia dintre documentele publicate pe rețelele de socializare de primarul general al Chișinăului, Ion Ceban. În documentul, care ar fi un presupus plan de organizare a adunării naționale în sprijinul parcursului european Moldova Europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi transmis în raioane o listă cu numărul minim de persoane care urmează să fie aduse la Chișinău în 21 mai. Astfel, de exemplu, în mesajul publicat se spune că raionul Briceni ar trebui să asigure prezența acelor
cel puțin 524 de persoane, Iedineț 572, Rășcani 502. Cel mai mare număr de participanți la mitingul din 21 mai, potrivit postării, trebuie să fie adus de la Bălți, 943 de persoane, urmat de Ungheni 825, Cahul 796 și Orhei 791 de participanți. În document, în dreptul fiecărui raion cu numărul minim de persoane, sunt indicate sumele care ar fi alocate pentru transportarea participanților la meeting. Din ce surse ar trebui să fie oferiți acești bani, nu se spune. Vrem CNA, CEC, Procuratura să investigheze și să se pronunțe în acest caz. Rog să ne dați toți imagini și video cum și ce se întâmplă. Rog autoritățile locale să fie cu ochiul pe oamenii, în ghilimele, buni și virgini. Cei care au avut instrucțiuni știu că am dreptate, a scris primarul Chișinăului Ion Ceban pe rețelele de socializare în postarea cu presupusă scurgere. PAS a reacționat imediat la postare, declarând că Ion Ceban încearcă astfel să distragă atenția de la scandalurile de corupție din primăria Chișinău. În încercarea de a distrage atenția de la scandalurile de corupție din primărie, mai nou fiind prinși că au furat ajutoare umanitare destinate refugiaților ucraineni, femei și copii, Ceban publică niște capturi de ecran, chipurile de la o ședință tehnică PAS. Din prima zi am declarat că membrii și simpatizanții PAS vor fi în fața Marii Adunări Naționale pe 21 mai. Mai mult, am decis să alocăm fonduri pentru a promova acest eveniment. Absolut toate cheltuielile partidului pentru acest eveniment, inclusiv subvențiile parțiale pentru transport, sunt alocate în mod egal și vor fi raportate la fel conform legii, se spune în declarația Partidului Acțiune și Solidaritate. Săptămâna trecută, președintele PAS Igor Grosu, într-un interviu acordat postului de televiziune Vocea Basarabiei, a declarat că Adunarea Națională Moldova Europeană, programată în 21 mai, nu este un eveniment al Partidului de Guvernare sau altor partide politice. Secretarul General al Administrației Prezidențiale Andrei Spânu a spus că Maia Sandu va fi singurul lider politic care va urca pe scena Adunării Naționale pe 21 mai. 40 de președinți, prim-ministri și înalți oficiali ai UE din 50 de invitați și-au confirmat până în prezent prezența la summitul Comunității Politice Europene din 1 iunie de la Chișinău, anunță responsabilii. Printre aceștia este președintele Franței, cel al României, cancelarul german, prim-ministrul țărilor de jos, premierul Belgiei, dar și președintele Comisiei Europene. În perioada evenimentului, pentru a asigura securitatea oficialilor europeni, vor fi aplicate cele mai înalte standarde internaționale în domeniu. Măsurile de securitate vor fi aplicate în mod gradual, astfel încât impactul asupra vieții cotidiene să fie minim și doar pentru perioade scurte de timp, mai anunță organizatorii. În data de 1 iunie, spațiul aerian va fi sistat pentru aviația civilă pentru a putea primi în regim de siguranță un număr mare de aeronave ale demnitarelor străini. La eveniment au fost acreditate forțele speciale desfășoară în aceste zile exerciții de antrenament, în cadrul cărora poliziștii de patrulare exersează strategii de asigurare a securității în timpul deplasării delegațiilor străine. Peste 300 de polițiști participă la acțiunea simulare pentru a testa modul de gestionare a unui eveniment de asemenea anvergură. Bugetarii vor avea liber în data de 1 și 2 iunie. La eveniment sunt așteptați 47 de oficiali străini. Liderii vor pune în discuție eforturile comune pentru pace. În contextul războiului din Ucraina și al crizelor conexe, apărarea democrației, consolidarea securității energetice și reziliența statelor europene. O femeie de 34 de ani și o fetiță de 5 ani au ajuns la spital cu arsuri ale feței și mâinilor după ce o butelie cu gaz a explodat în locuință. Cazul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 8:20, în localitatea Caracușenii Vechi din raionul Briceni. Potrivit GSU, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri care au localizat flăcările la ora 8:50 de minute. În urma intervenției echipelor specializate, incendiul a fost lichidat fără să se extindă. În urma deflagrației au fost distruse mai multe bunuri din casă. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 26 de situații de risc. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite exploatarea butelilor de gaz în propriile locuințe.
Controle inopinate la benzinării cu o mașină capcană. La asta a recurs în ultima perioadă Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, împreună cu experții de la Institutul Național de Metrologie. Potrivit serviciului de presă al instituției, acțiunile au fost demarate în baza reclamațiilor venite de la șoferi. Mașina capcană reprezintă un proiect pentru verificarea inopinată a cantității de combustibil cu care este alimentat automobilul. În vehicul este încorporat un sistem de măsurare care determină cantitatea de carburant turnat în recipientul ascuns. La fel s-a folosit mijlocul de măsurare etalonat pentru gazele chefiate cu care a fost dotat recipient recent inspectoratul. Instituția recomandă cetățenilor care cred că le-au fost încălcate drepturile de consumator să apeleze la numărul 022-51-5151 și să se prezinte cu probe audio, video și locația stației PECO. Complexul memorial Eternitatea ar putea trece în gestiunea primăriei capitalei. Asta a declarat primarul Ion Ceban, menționând că cererea a fost făcută de mai multe ori. Potrivit edilului, nu există temei legal pentru acest transfer. Dacă guvernul nu este capabil să întrețină complexul, atunci din 1 iunie acesta va intra în competența primăriei, în ciuda faptului că documentele nu sunt în regulă. Vom avea probleme, dar nu o putem lăsa pustie, mai ales că se află pe teritoriul Chișinăului, a mai spus Ceban. Purtătorul de cuvânt al guvernului susține că executivul, prin intermediul Ministerului Apărării, s-a adresat de mai multe ori cu solicitarea de transfer. Primarul general a evitat să informeze opinia publică că Ministerul Apărării a primit răspunsuri contradictorii de la primărie, inclusiv refuz de a-și asuma responsabilitatea descrisă în lege. Propune edilului capitalei să lase populismul de la ședințele operative și să facă acțiuni concrete în vederea protejării monumentelor pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit lui Daniel Vodă, memorialul Eternitate a fost transmis arbitrar în gestiunea guvernului în anul 2007, iar lucrările de reparație și întreținere, inclusiv menținerea focului, pe parcursul anilor au fost efectuate din bugetul Ministerului Apărării. Primarul Capitalei a cerut adjuncților săi să pregătească actele necesare pentru ca acest monument să intre sub controlul municipalității din 1 iunie, atenționând responsabilii că ca să asigure ca flacăra eternă să nu se stingă. Deși costul e mult, spune Cebanu. Pentru menținerea focului din bugetul de stat se cheltuiau anual 250.000 de lei. În plină pandemie, memorialul a fost reparat cu 4 milioane de lei. Reprezentanții partidului Șor i-au felicitat pe veteranii de război cu flori și cadouri. În ajunul zilei Victoriei, parlamentarii Regina Apostolova și Vadim Fotescu, precum și alți reprezentanți ai formațiunii politice din întreaga țară, și-au exprimat recunoștința față de veterani pentru eroismul și curajul arătat pe câmpul de luptă, precum și pentru pacea pe care au lăsat-o actualei generații. În ajunul zilei Victoriei, reprezentanții partidului Șor au mers în vizită cu flori și cadouri la unul dintre puținii veterani ai celui de-al doilea război rămași în viață, care a luptat pentru pace și libertate, Anatolii Condărev. Ne bucurăm foarte mult că astăzi, în ajunul zilei de 9 mai, am venit la dumneavoastră. Văd că sunteți bine, vă mulțumim frumos. Acum un an v-am promis că vom reveni, iar acum suntem aici cu dumneavoastră. Vrem să vă felicităm de marea zi a Victoriei. Cavaler al Ordinului Războiului pentru Apărarea Patriei și al Ordinului Republicii, Anatolii Condărev își amintește că ziua de 9 mai 1945 l-a găsit în suburbiile Berlinului, el fiind un tânăr locotenent de 19 ani, care comanda cu o baterie formată din legendarele aruncătoare de proiectile reactive Catiușa. Este o sărbătoare specială. Asta e tot. Mergeam pe muchie și apoi, brusc, deodată, au încetat focurile și a fost posibil să merg liber. Am fost la Berlin, unde puteai să te plimbi liber, unde nimeni nu mai împușca, unde nu putea să ți se întâmple nimic. A fost o sărbătoare mare. Anatolii Condărev are 98 de ani și spune că și atunci, în 1945, și acum, principala sa dorință este să avem pace.
Не дай Бог. Хотя и победа. Să ne ferească Dumnezeu. Da, a fost o victorie, dar cu ce preț? Au fost atâția morți, mi este frică să-mi amintesc, să nu fie războaie, oamenii să nu mai lupte unul cu altul, dar să se înțeleagă unul cu altul pașnic. Deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, spune că formațiunea sa în fiecare an aduce omagiu veteranilor Marelui Război pentru apărarea patriei. Veteranii celui de-al doilea război, care din păcate au mai rămas doar 53 în toată țara, merită atenția noastră și de ziua victoriei și în ajunul sărbătorilor și, bineînțeles, pe tot parcursul anului. Singurul proiect care a trecut de-a lungul anilor în Parlamentul Republicii Moldova a fost doar proiectul care prevedea ca și în cazul altor participanți la conflictele armate să li se ofere o indemnizație de 300 de lei pe lună, iar astăzi ei primesc de la stat 1250 de lei lunar. Galina Iancova a salvat vieți de-a lungul întregii sale cariere militare, lucrând ca asistentă într-un spital militar. Ea spune că în familia ei toți au avut tangență cu armata, iar ziua de 9 mai a avut mereu o semnificație aparte. Aceasta este cea mai importantă sărbătoare pentru supraviețuitorii acestui război. Aceasta este cea mai importantă sărbătoare. Este foarte plăcut. Nu sunt un erou așa de mare încât să vină atât de mulți oameni la mine. Dar, din moment ce suntem atât de puțini, cred că este un omagiu pentru toți. Are dreptate mama mea, pentru familia noastră aceasta este cea mai mare sărbătoare, deoarece a făcut posibil continuarea vieții, dezvoltarea prosperității. Cu recunoștință pentru faptele de eroism ale veteranilor, deputatul Partidului Șor, Vadim Fotescu, în numele partidului, a promis că va avea grijă în continuare de eroi. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să dea Dumnezeu să rămâneți în amintirile tuturor, să-și amintească lumea și să le puteți povesti oamenilor toate evenimentele. Pentru că veteranii, din păcate, ne părăsesc, dar noi ținem minte, suntem mândri și vă spunem plecăciune și mulțumiri pentru această victorie și vom încerca să fim demni de generația voastră. Felicitarea veteranilor a devenit deja o tradiție pentru Partidul Șor. Anul acesta, în semn de respect și recunoștință, veteranilor li s-au oferit și pachete cu alimente pentru masa festivă. O fetiță de 13 ani din Chișinău a reușit să ducă faima Republicii Moldova la prestigiosul festival de muzică de la Sanremo, Italia. Este prima moldoveancă care obține Grand Prix-ul la concursul Sanremo Junior. Mădălina Lungu a cucerit inimile juraților și publicului după ce a interpretat piesa După noapte vine zi, cu care în anul 1970 interpreta din România, Angela Similia, a obținut locul 2 la Cerbul de Aur de la Brașov. Ciorile cu privighetorile și ciutul din obrană crește floare de zăpadă. Mădălina Lungu recunoaște că drumul spre acest premiu a fost unul deloc ușor și cu multe sacrificii, însă a meritat. Fata a reușit să convingă membrii jurului că este cea mai bună dintre cei 20 de concurenți ajunși în etapa finală. Mai mult, Mădălina spune că la un moment dat și-a dat seama că are locul întâi, însă nici prin cap nu i-a trecut că i-a revenit și premiul mare. La gala premianților, așteptam pe scenă să-mi aud numele și observând faptul că locurile de 32 și mențiunile au fost deja premiate, mi-am dat seama că am locul întâi. Însă, pe lângă acesta, organizatorul concursului a anunțat că sunt câștigătoarea Grand Prix Sanremo Junior 2023. Profesoara de canto a Mădălinei, Rodica Roșioru, povestește despre emoțiile trăite în momentul în care a aflat că Mădălina va cânta în gală, iar atunci când a auzit că a fost nominalizată pentru a câștiga concursul, i-au dat lacrimile. Femeia recunoaște că îi tremurau mâinile, însă copila, ca un adevărat artist, a dat dovadă de stăpânire de sine și caracter. Și atunci când de undeva a venit așa o aluzie la faptul că va trebui să cântăm în gală, chiar am rămas așa cu ochii foarte mari, pentru că Mădălina nu era încălzită, ori toată lumea știe că un vocalist neîncălzit nu prea poate cânta, mai ales la ora 12 de noapte. Am fugit repede, am încălzit-o cât am putut și atunci când s-a anunțat premiul mare,
primul meu gând a fost cum va fi, cum va cânta. Iar ea, am văzut-o foarte sigură pe ea, ea știe să-și stăpânească emoțiile și... S-a prezentat foarte frumos. Mădălina Lungu s-a născut în 4 decembrie 2009 la Chișinău. În 2022 i-a reprezentat Republica Moldova la festivalul Slavianski Bazar din Vitebsk, Belarus, și la festivalul Colors of Voices din Germania. În 2019 a obținut premiul întâi la festivalul internațional Singer Stage din Malta, trofeul categoriei la festivalul internațional de muzică, teatru și dans Neghinița din România și premiul 2 la festivalul Riga Symphony. În 2020 Mădălina a luat premiul întâi la Festivalul Internațional Millennium din Belarus. Din cauza pandemiei COVID-19, în perioada 2020-2021, a participat în format online la numeroase concursuri din Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Germania, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Spania și Ucraina, fiind mereu în top 3. Anul acesta a avut loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului San Remo Junior și pentru prima dată o cântăreață din Republica Moldova reușește să câștige marele premiu. Mai multe partide extraparlamentare au fost invitate astăzi la președinție pentru a discuta despre organizarea adunării naționale Moldova-Europeană planificată pentru data de 21 mai și care urmează să aibă loc în Piața Mare a Adunării Naționale. La dialog au participat doar formațiunile orientare pro-europeană, a declarat pentru postul nostru de televiziune deputatul PAS Lilian Carp. Acesta a mai precizat că oamenii vor veni la eveniment pe cont propriu, deoarece nu vor fi alocați bani pentru transport. Din imaginile publicate pe pagina oficială a președinției se vede că la discuție au fost prezenți reprezentantul partidului Platforma DA, Liviu Vovc, președintele partidului Puterea Oamenilor, Ruslan Codreanu, liderul partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, președintele partidului Schimbării, Ștefan Gligor, reprezentantul partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, președintele CUB, Igor Munteanu, președintele partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, președintele partidului Unității Naționale Ana Guțu și deputatul PAS Lilian Carp. Potrivit instituției prezidențiale, șeful statului a menționat că depinde de toate partidele pro-europene ca aderarea la UE să devină un proiect de țară, susținut de către toți cetățenii noștri. Mai mult, președintele a subliniat că adunarea Moldova Europeană este un eveniment apartinic a tuturor cetățenilor, indiferent de viziunile lor politice, se mai arată în postarea publicată. Contactat de noi, președintele CUB ne-a spus că discuțiile de la președinție au fost constructive. Noi suntem pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci cauza susținem în toate formele în care ea ne se pare acceptabilă. Deci din punctul nostru de vedere, faptul că nu este o acțiune a unui singur partid politic, deja este bine. Dar să vedem cum se va desfășura. Din punctul nostru de vedere, creșterea sprijinului popular pentru integrarea europeană este, într-adevăr, o chestiune importantă. Toți membrii partidului nostru au libertatea de a alege să sprijine cauza europeană. Președintele Partidului Național Moldovenesc susține că întotdeauna a visat să facă ceva important în viață, să ajute oamenii și țara. Și iată-mă astăzi, la 35 de ani, cel mai tânăr fondator de partid politic din Republica Moldova, la dialog cu președinta referitor la parcursul european al țării. Se arată în mesajul lui Dragoș Galbur postat pe Facebook. Opoziția parlamentară a declarat pentru postul nostru de televiziune că nici nu au știut despre ședința de la președinție. Nici n-am auzit. Nu, noi nu mergem la doamna președinte, că este o lițimirie, nu este o manifestație cu bună credință. Noi nu am primit așa invitație și nici nu avem nevoie de ea. Noi nu avem nicio treabă cu evenimentul lor. Este o acțiune mai mult de partid, care nu are nimic comun cu parcursul european despre care spune. Nimeni nu ne-a sunat. Înseamnă că o asemenea invitație nu a fost. Am încercat să aflăm de la instituția prezidențială după ce criterii au fost invitate la discuții formațiunile politice, dar la mesajul expediat nu am primit un răspuns. Deputatul PAS, Lilian Carp, ne-a spus însă că au fost invitați doar cei cu orientare pro-europeană.
Au fost 10 partide politice extraparlamentare. S-a discutat despre transmiterea mesajului pentru electoratul de... pentru populație, în primul rând, privind procesul de integrare europeană, transmiterea mesajului pentru ca lumea să participe la evenimentul din data de 21 mai. Cine se va ocupa de aducerea oamenilor, de exemplu, din teritoriul în Chișinău, ca să participe? Fiecare persoană va veni pe cont propriu. Noi vom anunța lume despre intenție și mai departe pe cont propriu vorbim. Deci Partidul Acțiunii Solidaritate nu va aloca bani pentru scenă sau alte lucruri care se vehiculează. Partidul Social-Democrat European susține că nu a fost invitat la discuții, chiar dacă anterior formațiunea a declarat că este gata să vină la evenimentul din 21 mai. Noi am manifestat deschidere pentru a discuta aspectele organizatorice și tot ce ține mesajul președintei. Numai după această întrevedere, urma să avem unele discuții pe platformele de administrative ale partidului, adică tot ce ține birou executiv, Consiliul Național Politic. Urma să avem niște discuții mult mai profunde în care să fie examinate însă și aspectele organizatorice care urmau a fi, și deciziile care urmau a fi luate de către partid. Acum, veți participa la eveniment sau nu? Ține de poziția fiecărui membru de partid în momentul în care a fost menționat de către doamna președinte că este un eveniment apolitic. Probabil că fiecare membru își va stabili la discreția sa care sunt viziunile și care ieșind din convingerile sale personale. Maia Sandu a precizat anterior că evenimentul din 21 mai are drept scop ca moldovenii să spună întregii luni că sunt europeni, iar UE este calea aleasă de ei. În cadrul unei emisiuni de la ProTV, șeful statului a declarat anterior că de organizarea evenimentului se vor ocupa toți cei care sprijină aderarea țării noastre la UE, în special autoritățile publice centrale, dar și cele locale. Cancelarea de stat a emis și o circulară prin care solicită ca primarii să informeze cetățenii despre desfășurarea adunării naționale Moldova-Europeană. Totodată, instituția recomandă ca în acea zi să fie arborat drapelul Republicii Moldova alături de drapelul Uniunii Europene. În cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, președintele Maia Sandu a declarat că echipa sa se ocupă de organizarea evenimentului și a precizat că guvernul va contribui cu partea logistică. Mai multe partide politice, printre care PLD-M, dar și MAN, condus de primarul general al capitalei Ion Ceban, au declarat anterior că vor participa la adunarea națională Moldova-Europeană. Platforma Demnitate și Adevăr a precizat că va participa la eveniment doar dacă va primi asigurări că evenimentul nu va fi PR politic pentru actuala guvernare, iar PDCM a anunțat că va participa la meeting dacă vor fi anulate mai multe decizii aprobate de guvernare. Sunt și politicieni care au spus că nu vor veni la adunarea națională Moldova-Europeană. Bașcanul Găgăuzie Irina Vlah consideră că evenimentul ar fi un gest de promovare a partidului de guvernare. Președintele partidului Șor, Ilan Șor, a declarat că în 21 mai susținătorii formațiunii sale vor veni în piața Marii Adunări Naționale, dar cu o altă poziție. Politicianul a menționat că partidul pe care îl conduce va milita pentru neatragerea Moldovei în război, va pleda pentru prietenia Moldovei cu toți, va milita pentru politicile sociale, pentru plata facturilor populației și multe, multe altele. Maia Sandu a spus la Jurnal TV că este clar că sunt oameni care vor dori să profite, să descrediteze acest eveniment. Cred că nu trebuie să le acordăm atenție. Noi ne adresăm cetățenilor, celor care cred într-o societate democratică, celor care înțeleg că în Uniunea Europeană Republica Moldova are șansa să-și consolideze democrația, să construiască bunăstare, să fie partea unui proiect de pace, a precizat șeful statului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc.